Puști Buzoieni vor bate mingea și anul acesta în cadrul Cupei Cartierelor, cea mai importantă competiție pentru mini-fotbalul amator de câțiva ani încoace. Ediția jubiliară aduce din nou formatul pe trei grupe de vârstă, copii până la 16 ani, liceeni între 16 și 20 de ani și seniori. Structura Cupei Cartierelor poate fi modificată în funcție de numărul echipelor participante. Anul trecut au participat doar 34 de echipe, astfel că grupa de seniori a fost anulată. Este ediție jubiliară, a 10-a ediție. Ne așteptăm ca acești tineri și copii din municipiul Buzău să vină iar la cererea și la oferta noastră de a-și petrece timpul liber. De ieri au început înscrierile. Intenționăm să organizăm pe trei categorii de vârstă, pentru copiii de școală generală până la 16 ani, pentru copiii de liceu, tineri de liceu până la 20 de ani și pentru seniori. Anul trecut, datorită numărului mic, n-am putut organiza competiția de seniori, erau foarte puțini. Anul trecut am avut un număr de 16 echipe la categoria 16 ani și 18 echipe la categoria 20 de ani. Este foarte posibil ca meciurile din Cupa Cartierelor să nu se mai dispute pe sinteticul Cornel Negoescu. Metalul Buzău va relua pregătirea destul de devreme, iar suprafața de joc ar putea fi schimbată. În acest context, competiția ar putea fi găzduită de terenurile sintetice ale școlilor, numărul 15 și pedagogic. Sperăm ca și până în și anul acesta să fim găzduiți de terenul sintetic de la Metalul. Varianta a doua ar fi aceste unități de învățământ. Nu întâmplător ne-am adunat aici. Deci la pedagogic și școala 15 ar fi varianta a doua. Vedem. Există posibilitatea ca să nu se mai dispute meciurile pe Metalul? Datorită faptului că această echipă e echipă divizionară, vor începe pregătirile mai devreme și, din câte știu, vor să schimbe chiar și mocheta. Componenții echipelor care termină pe primele trei locuri la fiecare categorie de vârstă vor fi premiați cu diplome, cupe și materiale sportive.